Din momentul în care am știut că cel de-al treilea copilaș al nostru este bolnav, am știut că atâta vreme cât ține de noi, de aici încolo, cel puțin ca tată, pentru că el este compatibil cu mine la sânge, va trebui să îi donez sânge ori de câte ori are nevoie. Problema lui de sănătate a început cu faptul că i-a murit activitatea din măduvă. Măduva nu mai făcea deloc sânge. Mai apoi, după ce problema lui de sănătate s-a rezolvat, am avut o discuție cu cineva de la Centrul de Transfuzii de Sânge din Cluj și doamna respectivă îmi spunea: domnul Dumitrache, calitatea sângelui dumneavoastră este foarte bună. Nu vreți să veniți să mai donați sânge? Asta s-a întâmplat acum 5 ani. De atunci încolo sunt donator și de sânge, și de plasmă, și de celule hepatopoietice, indiferent cine ce are nevoie. Odată cu pandemia și cu purtarea măștii, din cauza măștii, la marginea buzelor mi se face o rană, arată ca și un herpes. Și cei cu herpes nu sunt primiți să doneze sânge. Și a fost refuzat odată, a fost refuzat de două ori, până când am zis: doamnă, pe mine de aici încolo să mă refuzați de câte ori vin. Eu vin degeaba, pentru că e din cauza măștii. Și doamnele au spus: domnule, încearcă să-ți lași un pic barbă, să vedem ce mai face, nu se face. Da, săptămâna trecută am fost și am donat sânge. De asta să nu vă ispitiți de faptul că nu m-am barberit. Trebuie să îmi aleg între a arăta frumos la adunare sau a fi în posibilitatea de a da plasmă pentru, de data asta, ultima dată, pentru o fetiță cu cancer de măduvă. Încercăm să facem bine. Scriptura spune: oricine poate să facă un bine și nu îl face, săvârșește un păcat. În ceea ce privește Sfânta Carte, psalmul acesta întotdeauna, cel puțin pentru mine, a fost o provocare în a mă uita la Dumnezeu. Când mă uit la Dumnezeu, ce văd? Când încerc să mă opresc din toată alergarea mea de aici, de pe pământ, și să-mi ațintez privirile doar înspre Dumnezeu, ce văd? Pentru că este foarte adevărat, noi uitându-ne la Dumnezeu, vedem foarte multe lucruri. De fapt, mai fiecare dintre noi vede altceva la Dumnezeu. Este oare Dumnezeu sursa liniștii mele și a echilibrului meu, indiferent de felul în care merg lucrurile? Sau Dumnezeu este doar Cel care întotdeauna mie îmi face bine? Și niciodată Dumnezeu peste mine nu îngăduie nicio durere. Cine este Dumnezeu pentru mine? Cel cu care eu sunt în stare să-mi traversez toate încercările, toate ispitele, toate necazurile? Sau Dumnezeu este doar Cel care întotdeauna mă duce pe mine în carul Lui biruitor și eu nu trec prin nicio durere? David este un dascăl foarte bun în a privi înspre Dumnezeu corect. Pentru că David își așează în Scriptură psalmi de care Dumnezeu are grijă să nu se piardă vreunul și toți să fie scriși aici. David este cel pe care Dumnezeu nu-l ocrotește înainte de a trece prin necazurile lui. David este cel care merge de mânuță cu Dumnezeu printr-o grămadă de necazuri. De fapt, dacă vă uitați la psalmul 18, titlul psalmului 18 spune că David a înălțat Domnului această rugăciune: când l-a izbăvit Domnul din mâna tuturor vrăjmașilor lui și din mâna lui Saul. No, cei care ați citit viața lui David, spuneți-mi, vă rog, când l-a izbăvit Dumnezeu pe David din mâna tuturor vrăjmașilor lui? Când? Niciodată. David, înaintea morții, trebuie să-l atenționeze pe Solomon, fiul care va prelua domnia, și să-i spună: ai grijă și de ăla, și de ăla, și de ăla, și de ăla, că toată viața mi-a făcut-o amar. Când l-a izbăvit Dumnezeu pe David din mâna tuturor vrăjmașilor lui? Înaintea morții.
Dacă vreți să mai citiți încă o dată în Scriptură Psalmul 18, să știți că îl mai găsiți încă o dată, aproape în întregime, în 2 Samuel, capitolul 22, sub titlul Ultima rugăciune a lui David. Cine este Dumnezeu pentru tine? Permiteți-mi acum să mai citesc o dată Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții, toate astea să aibă loc concomitent, stau liniștit. De ce? Pentru că eu când mă uit la Dumnezeu, văd ceva. Ce vezi, David, când te uiți la Dumnezeu? Și îmi permit să citesc câteva versete din acest Psalm 18, ultimele cuvinte pe care le spune David înainte să moară. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Dar de ce mă iubești tu așa de mult pe Domnul? Ce ți-a făcut ție Dumnezeu de ție așa de drag? Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund. Scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig lăudat să fie Domnul. Și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Dar mă, când ai strigat tu slăvit să fie Domnul și Domnul te-a scăpat? Că ai fugit până peșteri de nu mai erau peșteri până care să te ascunzi. Când ai strigat tu lăudat să fie Domnul și Dumnezeu te-a scăpat? Când ai strigat atâta Dumnezeu să te izbăvească de vrăjmașii tăi și ajungi în fața morții și tu cu ei ești călare pe viața ta? Într-o viață întreagă petrecută cu Dumnezeu, la sfârșitul vieții mele eu nu mai văd detaliile, că multe dintre ele, înainte de a muri, nici nu le mai țin minte. Aduceți-vă aminte, David moare în chinuri. David nu moare liniștit. David nu se așează obosit pe pat și în somn Dumnezeu să ia Duhul. David moare într-o boală cronică, într-o boală pe care se chinuiau toți de la curte, într-un fel sau altul, să-l liniștească, să-l ajute, să-i aline boala, aduce pe sunamita de pe nu știu unde și nu funcționează niciun tratament pe care ei încearcă să-l administreze. David moare în chinuri. Ce înseamnă Dumnezeu pentru tine? Cum te uiți la Dumnezeu? Și când te uiți la El, ce vezi? Dragii mei, nu știu cum vor merge vremurile de aici încolo, dar avem nevoie să ne uităm din ce în ce mai des la Dumnezeu. Mi-a plăcut tare mult vorba unui păstor drag mie din Statele Unite. Zice, să nu uiți niciodată, calitatea vine din cantitate. Dacă vrei calitate, dă-i calitate, dă-i cantitate. Vrei să te rogi cu credință? Să-ți exersezi calitatea de a ajunge să te rogi prin credință? Roagă-te! Vrei să fii în stare, să fii de folos celorlalți? Începe, întinde mâna și fă. Nu aștepta până devii profesionist. Apucă-te de treabă! Pentru că întotdeauna calitatea vine din cantitate. Doamne, vreau când mă uit la Tine să văd ce trebuie să văd. Și probabil că vocea lui Dumnezeu pentru noi toți va spune, vrei să vezi ce trebuie? Uită-te cât de mult la Mine. Caută-mă cât de des. Stai de vorbă cu Mine cât de des. Și atunci ai să ajungi să înțelegi cine sunt eu. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Câți dintre dumneavoastră ați observat că psalmul ăsta nu e al lui David? Eu am vorbit de David. Psalmul ăsta nu e al lui David, este al fiilor lui Core. Știți cine sunt fiii lui Core? Sunt niște oameni pe care toată istoria Scripturii, poporul lui Israel, i-au tratat în mod greșit.
Închipuiți-vă că stră bunicul dumneavoastră, face o trăznaie și de acolo încolo, indiferent câte generații se nasc, toată lumea se va uita la toți nepoții și strănepoții acestui om prin prisma greșelii lui. Când suntem curioși să ne uităm în Scriptură de câte ori apare sintagma fiii lui Core, veți vedea că oamenii ăștia sunt totdeauna în jurul templului, oamenii ăștia au viața dedicată lui Dumnezeu, oamenii ăștia toată viața lor slujesc lui Dumnezeu și cu toate acestea nimeni nu le spune pe nume. Ci toată lumea, tot poporul lui Dumnezeu, îi va privi prin prisma acestei pete foarte urâte și toată viața lor ei vor fi numiți fiii lui Core. Știți cine a fost Core? Știți cum a murit? Core? Datan și Abiram? Dar în toată suferința acestor oameni, care au psalmi așezați în Scriptură, nu se vedeți niciodată vreunul din fiii lui Core rugându-se, Doamne, izbăvește-ne de toată trauma asta. Voi nu o să credeți că pentru ei era ușor, toată ziua, când ies în public, să se întâlnească cu alții sau să slujească altora, toată lumea să le zică, fiii lui Core! Cum crești? Cum îți trăiești viața când toată lumea te batjocorește în felul ăsta? Dar oamenii ăștia nu se uitau la ce spun ceilalți, oamenii ăștia se uitau la Dumnezeu. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și chiar dacă poate e un demn la rugăciune mai greoi, nu este o direcție concretă. Haideți să ne rugăm pentru ceva. Dragii mei, îndemnul meu din partea lui Dumnezeu, haideți să ne uităm la Dumnezeu. Uitați-vă la Dumnezeu și spuneți-vă dumneavoastră însevă, ce vedeți când te uiți la Dumnezeu? Ce vezi? Pentru că în funcție de ce vezi, așa este și credința ta. Duhul lui Dumnezeu să umple inimile noastre ale tuturor. Duhul lui Dumnezeu să deschidă ochii noștri, pentru că atunci când ne uităm la Dumnezeu, să-L vedem pe Cel care poate, pe Cel care vrea, și pe Cel care vine alături de noi, pe Cel cu care împreună eu pot să-mi traversez toate văile vieții mele, toate molii mele care or mai bântui, pot să-mi traversez toate durerile mele, toate neajunsurile mele. De ce? Pentru că El șade pe tron, El domnește, El este stăpânitor, dincolo de tot ceea ce izbește ochiul, a Lui să fie slava și cinstea în veci. Ne rugăm!